hai să, ca să spunem rugăciunea. Stăm în fața Domnului și deschidem inima noastră și spunem tot la fața Domnului. Și de fapt, tot noi avem multe întrebări care le punem în fața Domnului. Domnule, de ce se întâmplă așa? De ce a voi trebuit așa? Domnule, te rog, fai așa. Știți că lucruri, atunci gândesc că multe lucruri când vin așa și odată îmi vine un cuvânt care scrie acolo cartea Ezechiel, unde Dumnezeu treabă pe Ezechiel, fiul omului, vezi asta o să, poate să fie de ei, iarăși omii. Și Ezechiel spune, nu știu, Domne, tu știi. Și atunci se rog așa în sine și spun, Domne, de ce a venit asta cuvântul? Și ai vrut să-mi spun. Un lucru care Domnul și are de la toți noi, fraților. Noi știm toți poruncile Dumnezeu, trebuie să facem bine, trebuie să facem așa, trebuie să... Un lucru care Domnul știe de la noi, asta poruncă care de multe ori, hai să spunem, punem la o parte. Asta poruncă care spune, fiți sfinți și eu, de cauza că eu mi-s sfânt. Aia Domnul a vrut să spune mie că multe lucruri care pun în fața Domnului trebuie să schimb prioritate. Și tu voi știți că noi, familia mea are problema cu copiii, are problema cu asta, are multe probleme este. Numai Domnul șere de la noi Sfințenii, fraților. Tot asta lucru care noi șerem Domnul are să o face. Domnul Iisus a spus că acolo Evanghelia după Luca, acum da, să nu o să o vei pierde tăcea vreme, spune înainte de tot să șeriți împărăția lui Dumnezeu. Și tot altă are să vedea. Și de fapt noi trebuie să o vei schimbam asta lucru, atunci cuvântul Domnului că spune acolo, hai să spune Domnul Iisus când a vorbit Marta, Marta, de multe lucruri ai grijului. Grijește mult pe lucruri. Numai unul e treaba, unul care are folos, care e important. Și asta trebuie să schimbăm și noi, fraților. Amin. Asta trebuie să punem în fața Domnului. Domne, eu vreau să mă schimb, să fiu sfânt ca și cum ești tu sfânt. Amin. Să spun. Ori Domnul nu știe că copilul meu a făcut asta lucru. Se duce acolo la omni care sunt vrăjătorii și toți. O știu Domnul. Și Domnul știu de ce trebuie să așa. Și noi trebuie să spunem, Domnule, îți mulțumim că Tu știi. Asta nu-i bine. Numai eu te rog, Domne, Tu fai lucrarea Ta. Numai asta și Domnul șere de la noi, ca omni care se prezentăm, ca omni care urmează pe Dumnezeu. Noi trebuie să fim sfinți. Asta nu putem noi. Normal. Să nu mă înțelegi greșit. Eu mă rog. Duhul Sfânt se schimbă în mine toți astăzi. Amin. Și Duhul Sfânt poate să rău. De noi numai e să avem voie. Să șerem de la Dumnezeu. Și Dumnezeu are să schimbă. Amin.
Dacă noi așa sferim, atunci Dumnezeu șepe lucrarea la inima noastră și la gândul nostru, la toți, toate. Și noi, toți lucrurile care nu sunt importante, care nu are valoare, care nu sunt, hai să spunem, n-au nimic în fața Domnului. Domnul schimbă și atunci avem asta gânduri care ne aduce aproape de Dumnezeu. Și asta care ne apropie de Dumnezeu și ne unește cu Duhul Sfânt, ne unim și ne putem să rugăm Domnului. Amin. Și Domnul se putem să schimbăm viața noastră prin Duhul Sfânt. Amin. Domne, sfințește-mă, eu vreau să fiu după voia ta. Amin. Și Domnul sigur are să șepe să lucreze și nu ne lase. Asta și vreau să spun. El are să ne aduce ca să fim copii sau... Odată, hai să numai să spun scurt și asta lucru, așa prin Duhul Sfânt lucrez și atunci îmi vine cuvântul Domnului. Deși asta cinci fișoare au fost nechipzuite. Asta a fost întrebare. Și atunci eu mă gândesc așa, și de ce, Paul? Nu au avut dețul ulei. Asta cinci fișoare chipzuite au avut dețul ulei. Asta nu au avut dețul ulei. Atunci au venit altă întrebare. A de ce nu au avut dețul ulei? Și atunci, normal, vine asta răspunsul. De cauza ei au fost ocupate cu multe lucruri. Și nu au avut timpul să câștigă asta ulei care a fost principal. Și asta e problema la toți noi pocăiți. Noi, asta, trebuie să asta să lucrăm. Dacă rămâne de mâine, eu nu, asta trebuie. Atunci, faci niște priorități care n-au valoare. Și când e vreme timpul de rugăciune, avem acolo rugăciune la Vârșeț, cu frații metodiste ne unesc și ne punim și ne rugăm. Și frații pastorul acolo plânge, spune, vine pastorul și mai un membru. Și spune, iată, vezi, au vreme să duc acolo, să lucre asta, să lucre asta, și atunci și presta vreme se duce și se păzește niște copii în alta, se cășigă mai mult. Și n-au timpul de rugăciune, asta vreau să spun. Și atunci care e prioritatea? Asta se cășigă în banii, altul are alt prioritate, trebuie să facă asta, și de rugăciune și cu întâlnire cu Domnul. Unde Domnul poate să ne vorbească, unde Domnul poate să ne regică, unde Domnul poate să ne întrească, noi nu avem vreme. Și asta sunt toți astea lucruri care opresc să putem să câștigăm asta ulei care ne trebuie. Are să ajunge vremea asta, fraților. Că asta ulei are să ne fie tare de folos. Și noi n-are, sigur, dacă nu câștigăm când e vreme, atunci la vremea asta nu-i de folos. Și dacă câștigau, cum o câștigați asta și în fișoare. Asta tot vreau să vă spun, asta Domnul pe mine mea, asta sunt gânduri care Domnul a avut cu mine, că se mă dreptează. Să caut în primul loc să am legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu să mă face sfânt, cum El sfânt. Așa cuvântul Domnul să mă. Și eu vedem țara aceasta, rugați-vă pe Domnul să vă schimbă și Domne, schimbe-mă. Eu vreau să fiu așa după voia ta, cu Biul Tău sfânt și curat. Amin. Slăviți să fie Domnul. Ne ridicăm și să cerem pe Domnul.